Pasionată de cântec și teatru. Cu toate că Smaranda German este cadru didactic, tânăra reghineancă își împarte timpul între activități legate și de alte domenii. Este pasionată de muzică și teatru și este membra grupului de folk Anotimpuri a Casei de Cultură George Enescu. Această poveste a început ca un proiect demarat de domnul Marcel Naste, în ideea de a compune melodii pe versuri de autori mureșeni. Și de acolo, după aproape 20 de ani, tatăl meu a luat din nou chitara în mână și s-a pus pe compus. Și din nou, dintr-o pură coincidență, domnul Naste ne-a auzit cântând împreună și i-a plăcut ce a auzit, aparent. Și atunci s-a ajuns la ideea de a înregistra un album. Pasiunea pentru teatru s-a manifestat încă din perioada liceului, apoi au urmat diverse colaborări și în prezent tânăra face parte din trupa Din Culise. În trupa din liceu, colegii noștri, când încă era director doamna Sorina Bloj, a fost făcut proiectul, și acum în noul proiect al trupei Din Culise și în mișcenete, oricând a fost nevoie, oricând, ca și suflări. Smaranda se consideră privilegiată. Ea are ocazia de a fi alături și pe scenă de părinții ei, Ana Maria și Enea German. Iar latura artistică predominantă în familie o are și Ilinca, sora Smarandei. Este extraordinar, dar am moștenit tracul de scenă, nu știu cum exact. Noi avem atât teatrul cât și muzica în familie de foarte mulți ani. Pornind de la bunicul meu, care a cântat operetă, care a jucat teatru, care așa, și de fapt de la străbunicul meu. Așa. E genetic, îmi place să cred că e genetic. Dar mai multe despre povestea Smarandei German puteți afla urmărind emisiunea Senso, difuzată la Dareghin TV, sâmbătă 21 martie de la ora 19.